Vă spunem bine ați venit în dimineața aceasta în casa Domnului la întâlnirea cu El. De fiecare dată când suntem aici, are să ne dea o binecuvântare. Ce trebuie doar? Ca inima noastră să fie deschisă și să primească ceea ce El este gata să ne ofere. Haideți să citim împreună din cuvântul Domnului. La ora aceasta, știți, cei care frecventați adunarea de la 10:30, citim la rând în Cartea Faptele Apostolilor. Să deschidem împreună la capitolul 6 și vom citi începând cu versetul 7. Cine are Biblia la pagina 1062? Citesc din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 6, începând cu versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Până aici. Era o vreme extraordinară. Dumnezeu binecuvânta lucrarea aceasta pe care o desfășura în poporul iubit de El, în poporul Israel. Biserica nou înființată era în expansiune, se dezvolta tot mai mult. Numărul celor ce credeau în Domnul Iisus era din ce în ce mai mare. Dumnezeu binecuvânta această lucrare și a ajuns să fie atât de vestită. Sigur că vrăjmașul din totdeauna al omului și vrăjmașul lui Dumnezeu, Satan, nu putea să privească bine această lucrare și va căuta cu dibăcie, cu șiretlic, cu viclenie, pe căile știute de el, folosind diverse strategii, să oprească lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei. Și citind la rând, am văzut că în capitolul 5 folosește o strategie. Va da lovitura din interior, va aduce dorința aceasta de mândrie în inima lui Anania și Safira. Și știm evenimentul, am citit la rând în capitolul 5, oamenii aceștia vor să amăgească, dacă este cu putință, pe Duhul Sfânt. Când Petru pune întrebarea: cu atât ați vândut moșioara? Ei răspund: cu atât. Și Petru trebuie să sancționeze prin Duhul lui Dumnezeu comportamentul acestor oameni. Cum a pus Satana în inima ta gândul să-l minți pe Duhul Sfânt? Și au căzut jos, întâi soțul și mai apoi și soția, și au murit. Acolo unde lucrarea aceasta lui Dumnezeu se desfășura cu putere prin Duhul Său Sfânt care era prezent, nimic nu putea să stea împotrivă.
Apoi am văzut partea finală a capitolului 5, cum marii preoți, cărturarii și farisei, în vremea de atunci, sunt gata să prindă pe apostoli și să-i pună în temniță. Și am văzut cum Îngerul lui Dumnezeu, extraordinar, a venit acolo în temniță, le-a desfăcut legăturile și a lăsat să meargă liberi. Însă le-a spus, mergeți în templu și propovăduiți Evanghelia. Nu să vă duceți să vă ascundeți, că dacă tot v-am eliberat, ăștia o să vă caute. Mergeți mai departe și faceți lucrarea pe care ați făcut-o. Și slavă lui Dumnezeu, că oamenii aceștia, ucenicii ai Domnului Iisus, iar mai târziu apostoli, s-au achitat întru totul de misiunea care le-a fost încredințată de Mântuitorul. El le spusese aceste cuvinte, ne-am adus noi aminte când am început să citim în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, Domnul Iisus le-a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și exact așa au căutat apostolii, să fie martori, martori ai Domnului Iisus, care să depună o mărturie curată pentru slava numelui Său mare. Și tot mai mulți dintre oameni primeau vestea bună a mântuirii și se întorceau la Dumnezeu. Extraordinar! Biserica era, așa cum spuneam, în expansiune, atât de înfloritoare. Zeci și sute de oameni se alăturau credinței acestea în Domnul Iisus. Îl primeau ca și mântuitor al lor. Și mai încearcă o lovitură Satan. La începutul capitolului 6, din care am citit în dimineața aceasta, am văzut că în zilele acelea când se înmulțeau numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor care vorbeau limba aceasta a lor, limba ebraică. Văduvele lor erau trecute cu vederea. Deci iarăși o problemă, iarăși cel rău se concentrează asupra bisericii Domnului Iisus Hristos și produce cârtire și nemulțumire. Ca într-o paranteză aș spune, știți cât de molipsitor este păcatul acesta astăzi? Știți că exact lucrul acesta îl face vrăjmașul, acela din vremea de acum 2000 de ani când a lucrat la începutul bisericii primare? Același lucru îl spune și astăzi. Nu sunt mulțumit de programul din adunare, de frații aceștia, de lucrarea care se face. Și de fiecare dată produce în inima noastră nemulțumirea și cârtirea. De ce? Ca să îl întristăm pe Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu, care era prezent în biserica aceea primară, ia inițiativa. Duhul lui Dumnezeu aduce o corecție imediată a acestei probleme. Nu, să nu credem că nu au fost probleme în biserica aceasta primară. Cineva spunea, citez, Faptele Apostolilor reprezintă o lectură obligatorie pentru oricine crede că biserica primară nu a avut probleme. Biserica primară a avut probleme. De ce a avut? Pentru că Satan era prezent și el acolo și nu era deloc mulțumit de felul cum se desfășurau lucrurile. Oamenii se întorceau la Dumnezeu și vedem din versetele pe care le-am citit că mulți preoți veneau la credință. Vă dați seama ce lucrare extraordinară se făcea, cum Duhul lui Dumnezeu lucra liber, vine și Satan să arunce sămânța nemulțumirii și a cârtirii. Dacă nu merge cu aceasta, să vină chiar la cei care erau acolo în biserică și să spună, uite, este nedreptate, uite, acestora li se dau multe lucruri, mai multe decât ni s-ar cuveni nouă și așa mai departe. Și Duhul lui Dumnezeu găsește soluția prin apostoli. Ei s-au rugat, i-au stăruit înaintea lui Dumnezeu. Cu siguranță au pus problema înaintea lui. Doamne, ce să facem? Și Duhul lui Dumnezeu i-a iluminat, le-a adus soluția divină.
Alegeți dintre voi 7 bărbați plini de har și de putere, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, și oamenii aceștia să gestioneze lucrarea aceasta de împărțire a ajutoarelor, unde apăruse problema. Iar apostolii, misiunea lor, lucrarea lor, era să continue mai departe rugăciunea, atenție, rugăciunea este pe primul loc și apoi vestirea Evangheliei. Misiunea lor să fie aceasta, să se ocupe de rugăciune, să ceară putere, putere de la Duhul lui Dumnezeu, pentru toate soluțiile de care ei aveau nevoie. Și într-adevăr așa au făcut. Și printre bărbații aleși atunci, printre cei 7, mai târziu numiți diaconi, a fost și Ștefan. Am citit împreună în locul acesta în cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim. O favoare, o îndurare din partea lui Dumnezeu se răspândea cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi, Dumnezeu în bunăvoința lui, după aproximativ 2000 de ani, face ca acest cuvânt al lui să se răspândească. Sunt astăzi în borduri de misiune sute și mii de bărbați și femei, oameni devotați Domnului Iisus, care sunt gata cu prețul vieții lor să ducă vestea Evangheliei mai departe, să facă să fie răspândită Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt în țara noastră, deși cred că și aici sunt, în localitățile și în zonele unde este mare întuneric moral, dar sunt în atâtea țări, fie cu o religie musulmană, fie cu o învățătură ateistă. Dumnezeu îngăduie să fie oameni ai Lui care să-L reprezinte, care să dea o mărturie curată pentru Domnul Iisus și să vestească Evanghelia, potrivit cuvintelor învățătorului, tuturor oameni, la orice făptură. Am citit aici în cuvântul lui Dumnezeu, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Dați-mi voie să vă spun că mi-ar fi plăcut așa de mult să fiu în vremea aceea, să-i vezi pe acei preoți care, deși au fost atât de aprigi în nesăbuința lor, în împotrivirea lor față de Mântuitorul, că acum, iluminați de Duhul lui Dumnezeu în mintea și în sufletul lor, primeau puterea să recunoască că sunt oameni păcătoși și să se întoarcă la Dumnezeu, să-L primească pe Domnul Iisus. Ce vreme extraordinară, ce vreme binecuvântată! Ștefan era plin de har și de putere. Ce frumos! Îmi doresc pentru mine și doresc fiecăruia dintre dumneavoastră să fim ca și Ștefan, plin de har și de putere. Iar în prima parte a capitolului 6 se spune că era plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt. Avea plinătatea Duhului Sfânt. Acolo unde locuiește Duhul Sfânt, viața aceea este dedicată în întregime Domnului Iisus. Așa a procedat Ștefan, plin de har și de putere. De această putere a Duhului lui Dumnezeu făcea minuni și semne. Nu ni se spune. Evanghelistul Luca, atunci când scrie Cartea Faptele Apostolilor, nu găsește că este neapărat necesar să ne spună care erau acele minuni și care erau acele semne. Dar erau. Duhul lui Dumnezeu face minuni. Oamenii se întorc la Dumnezeu. Preoții veneau la credință. Asta este o minune extraordinară. Dar și alte minuni se făceau. Mă gândeam la acest Ștefan. Numele lui înseamnă coroană sau cunună sau încununatul. Și în adevăr, așa a fost. Un om încununat de Domnul Iisus. Un om binecuvântat în viața lui. Sigur că și duminica viitoare și probabil încă una se va stărui asupra capitolului 7, unde pus într-o situație deosebită în fața acelor oameni care îl contestau,
poate să facă un scurt rezumat, o trecere revistă a lucrării lui Dumnezeu, a puterii extraordinare pe care a desfășurat-o Dumnezeu cu poporul său în vechime. Mă gândeam, Dumnezeu are oameni ai lui pe care îi ridică. Când? În momente de criză, în momente deosebit de grele. Așa a ridicat Dumnezeu pe Moise în Egipt, când poporul gemea sub apăsarea, sub greutatea lui Faraon, a principiilor și a ideilor lui. Și Dumnezeu l-a ridicat pe Moise și s-a folosit de el ca să ducă poporul acesta, iubit de el, în țara Canaan. Așa l-a ridicat Dumnezeu pe Ștefan în vremea aceasta de criză în biserică. Așa îl va ridica mai târziu pe Saul din Tars, din tabăra vrăjmașilor îl va lua, dintre cei care îl urau pe Domnul Iisus, și îl va folosi, va face din el un neobosit alergător pe calea credinței. Acesta este Dumnezeu. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, în capitolul 1, folosește lucrurile slabe și lucrurile nebăgate în seamă ale lumii acesteia ca să facă de rușine pe cele tari. Acesta este Dumnezeu. Îi place să facă din lucruri slabe lucruri care să iasă în evidență, care să-l slăvească și să-l mărească pe el. Ștefan este un om deosebit, plin de Duhul Sfânt și de putere. Poate să se împotrivească acestor oameni care vin cu părerile lor, cu contestările lor, cu ceea ce aveau de spus. Ștefan are un secret. Ștefan nu privește la ei. Mai târziu aceștia vor avea pietre în mâini. Atunci când sunt învinuiți, prin Duhul lui Dumnezeu Ștefan îi învinuiește de moartea Domnului Iisus. Aceștia vor lua pietre și vor fi gata să arunce în el și el va muri sub loviturile pietrelor. Dar aș vrea să vedem încheierea acestui pasaj din Scriptură. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Iubiți frați și surori și iubiți invitați, atunci când suntem gata să nu ne uităm la pietre, la învinuirile celor de lângă noi, la contestările lor, ci avem o altă direcție, avem o țintă, așa cum ne învață Scriptura în Evrei, în capitolul 12, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Ștefan face lucrul acesta prin Duhul lui Dumnezeu, nu se uită la ei, la fețele lor crispate, la ura lor, ci se uită la Domnul Iisus. Și Scriptura ne spune, găsim noi scris într-un psalm, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când îți întorci privirile spre Domnul Iisus, spre Dumnezeul preasfânt din ceruri, nu ți se umple fața de rușine. Dar ce se întâmplă? Te luminezi de bucurie. De ce nu? Și la față, dar mai ales în ființa ta, în sufletul tău. Li s-a părut fața lui Ștefan ca o față de înger. S-a asemănat cu Domnul Iisus acest ucenic, acest credincios Ștefan. Vă aduceți aminte? Când Domnul Iisus este ocărât, disprețuit, batjocorit, el se roagă: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. S-a rugat pentru noi cei păcătoși. Se roagă și pentru dumneavoastră astăzi, ca să-L cunoașteți pe El ca și Mântuitor, ca acela care a murit străpuns la crucea Golgotei pentru noi, ca acela care a lăsat ca din trupul Lui să curgă sângele Lui, sânge sfânt care ne curățește de orice vină și de orice păcat. Ca să pot să fiu curățit, ca să pot să fi curățit sau curățită, ai nevoie să recunoști că ești un om păcătos sau o femeie păcătoasă. Ai nevoie să-ți dai seama că aici, acum și aici, poți fi iertat. Într-o clipă, spune o cântare de-a noastră, azi de-ai crede, ai scăpa. Ai scăpa de povara păcatelor. L-ai primit pe El ca Mântuitor și ai trece de partea Lui. Ai face parte din biserica Lui, din copiii Lui Dumnezeu, copiii Lui cei mântuiți. Fie ca astăzi Duhul lui Dumnezeu să convingă suflete care încă nu s-au predat Domnului Iisus
să-L primească ca și Mântuitor. Fie ca astăzi, pe noi toți cei care mărturisim că ne-am întors la Dumnezeu, să ne ajute să privim la Domnul Iisus. Atunci când vin încercări, atunci când vin greutăți, atunci când trecem prin lipsă, atunci când trecem prin suferință, să ne îndreptăm privirile spre El. Oricum n-avem ce face decât acest lucru. Dar de multe ori căutăm soluții omenești, după mintea și înțelepciunea noastră. Haideți să alergăm la Domnul Iisus. Privind la Domnul Iisus, primim sănătate spirituală, primim ajutor și primim putere să trecem peste orice împrejurare. Așa a primit Ștefan. Fața lui a radiat de bucurie, ca și fața Mântuitorului, odată pe muntele schimbării la față. Atunci când ne îndreptăm privirea spre El, nu mai vedem pietrele, nu mai vedem acuzațiile, nu mai vedem nimic din ceea ce este rău, ci ne putem bucura de prezența Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu rămânerea aceasta în Domnul Iisus, prin care să trăim pentru slava Lui. Amin. Amin.